Bună seara, bine v-am regăsit la Fabrica, doamnelor și domnilor. Trebuie să vă spun că avem parte de o premieră în această emisiune. Nu mi-e foarte clar cine pe cine a capturat în momentul în care am ajuns în această formulă în platou. În orice caz, subiectul de astăzi cere prezența unor oameni cu experiență și cu, de ce să nu recunoaștem, și cu flair și cu ascuțimea minții și a exprimării, pentru simplu motiv că pur și simplu avem nevoie să înțelegem ce anume se întâmplă în viața politică a Republicii Moldova și mai ales pe acel, să spunem, segment politic care, într-un fel sau altul, dorește aceeași orientare geopolitică a Moldovei, precum și alianța, să spunem așa, de la guvernare, și cu toate acestea se situează în opoziție. E dreptul opoziție de a alege, de exemplu, să fie de aceeași orientare cu guvernul, dar să nu fie mulțumită de activitatea guvernamentală și de cea parlamentară, însă problema se complică nu aici, ci atunci când în interiorul acestei, nu știu cum să o numim, acestui bloc, care se autodefinește ca fiind unul de acțiune socială în numele demnității și adevărului și cu aceeași orientare geopolitică precum cei de la guvernare, încep să apară neînțelegeri. Sau, poate mai degrabă, începe să devine evident faptul că nu a existat niciodată o înțelegere și că, într-un fel sau altul, acolo, în competiția internă, toată această alianță, tot acest, nu știu, mariaj politic, de fapt, de la bun început nu a existat sau s-a vădit a fi sortit unui posibil viitor eșec. De ce? Pentru că tot mai multe chestiuni contradictorii ies la iveală atunci când privești la felul în care nu se manifestă ca un cuplu unitar politic blocul format din PAS și DA. Pentru că, de exemplu, doamna Sandu merge foarte des și foarte singură în vizitele sale occidentale, vestice, unde, din diverse motive, nu îl ia și pe domnul Năstase. Pe de altă parte, domnul Năstase a hotărât că e bine să spună adevărul pe care îl deține în același, să spunem, trust mediatic în care mai nou spune adevărul în care crede, așa cum îl înțelege dânsul și Renato Usati. Și atunci stai și te întreb, de ce unul o ia către vest, celălalt merge către est mai degrabă? Stai și te întreb, de ce între cei doi nu există liniște și pace atunci când încă negociază felul în care se vor împărți beneficiile la alegeri? Cine și de ce dorește paritate? Poate fi paritate între cele două formațiuni? Doamna Sandu crede că nu, domnul Năstase insistă că da. Ei, până la urmă vom vedea că uneori da e nu, nu e da, pas e impas și așa mai departe. Mă joc cu cuvintele și poate și cu oarecare ironie, pentru simplu motiv că eu personal de data asta mă voi declara puțin subiectiv. Sunt supărat că nimeni încă nu înțelege foarte clar pe palierul acesta declarat pro-european că într-adevăr ar fi nevoie să nu mai strânească confuzie în rândul electoratului, ci mai degrabă să coaguleze tot electoratul care crede în vectorul pro-european, pentru că nu va fi deloc ușoară bătălia electorală cu cei care cred invers, cei care cred pro-răsăritean, să spunem așa, pro-estic. Și acum să mă întorc la ce spuneam la început. Nu știu cine pe cine a capturat. Pe domnul Victor Gureu, director al Centrului de Analiză Strategică și Monitorizare Alternativă pentru Moldova, nu cred că l-a capturat nimeni, domnul ăsta este relativ greu de capturat, în schimb este foarte prezent în analiza din Republica Moldova. Bine ați venit, domnule Gureu. Bine m-am găsit. Domnul Harghel, de asemenea, este greu de capturat, pentru că domnia sa face parte din cei care blogăresc și generează opinii. În schimb, nu se sfiește să declare că este vicepreședintele Tineretului Democrat. Și în această situație, nu știu, noi l-am capturat pe dânsul sau dânsul s-a lăsat capturat în cea mai capturată televiziune din Republica Moldova? Bine ați venit, domnule Harghel. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Eu mă bucur că în sfârșit ați venit și la Fabrica și ați venit și la noi. Nu neapărat, nu știu dacă veți avea sau nu posibilitatea să vă testați spiritul de polemist cu domnul Gureu, care nu e cu nimic mai prejos și cu care cândva ați avut și o relație de mare iubire online, așa, în opinii. Dar acum haideți să vorbim despre impasul în care se află adevărul celor despre care am vorbit. Ce se întâmplă, de fapt, în relația aceasta dintre Maia Sandu și Andrei Năstase, respectiv între Partidul Acțiunea Socială și Partidul Politic, sau nici mai știu cum se numește corect, Platforma Demnitate și Adevăr? Încep cu domnul Harghel, pentru că pe dânsul îl avem acum aici în premieră. Da. Ce se întâmplă cu impasul ăsta? De unde se naște el, în primul rând? Eu cred că impasul ăsta se naște
pur și simplu că și Andrei Năsas și cât și mai Sandu sunt moldoveni și la moldoveni rânza e mare, este așa o vorbă populară. Iar mie personal îmi pare rău că ei fiind pe dreapta pro-europeni, fiind atât de puțin timp până la legi, nu, mă rog, n-au reușit să definitiveze o alianță. Dacă ne amintim, în septembrie 2017, în cadrul unei conferințe de presă comun, a declarat că PAS și Platforma DA sunt gata să meargă într-un bloc electoral comun pentru alegerile din 2018. De atunci au trecut aproape jumătate de an și ei nu au avut nicio acțiune comună. Uh-huh. Asta strânește mari semne de întrebare cât de sincer cred ei singuri în această alianță. Uh-huh. Pentru că, de exemplu, nu e greu să ultimele proteste sau acțiuni de proteste fie organizate separat. Pentru aceeași cauză, prețul gazelor, mă rog, micșorarea prețului la gazul natural. A organizat o acțiune de protest Platforma DA, tineri din Platforma DA, ulterior au organizat o acțiune de protest similar Maia Sandu. Uh-huh. Eu, dacă era o alianță sau dacă ei sunt sinceri unii cu alții și cu electoratul în primul rând, eu cred că era foarte ușor să fac o singură acțiune de protest, fie și mai multă lume care să, într-adevăr, să fie un semnal pentru societate că această problemă chiar necesită presiuni din partea opoziției. Cu toate că sunt niște acțiuni ieftine de PR, deoarece guvernul Filip, deja premierul Filip a spus că se discută o ieftinire, o probabilă ieftinire a gazului și ei organizează protest, adică organizează niște acțiuni de dragul acțiunilor. Sau poate că vreau să fie o acțiune în susținerea guvernului, dar nu știu cum să o exprime corect. Posibil, posibil. Dar mie, de exemplu, ca și exponent a Partidului Democrat, care în continuare tindem spre și facem pași concreți pentru integrarea europeană, îmi pare rău că noi... Eu nu știu dacă Partidul Democrat va avea cu cine face alianță în viitorul Parlament. Stânga și stă bine mersi, atât și în sondaje, cât și în teritoriu. Președintele Dodon nu trebuie să facă nimic, doar mai face vreo două fotografii cu Patriarhul Kiril sau cu Vladimir Putin și are asigurat peste 50% Partidul Socialiștilor. Când pe dreapta, eu nu știu dacă Maia Sandu și Andrei Năsas chiar să meargă într-un bloc comun, nu știu dacă vor putea lua mai mult de 20 de mandate. Partidul Democrat iarăși e în jurul la această cifră. Dar parcursul european, cu cine să-l faci? Cu Partidul Socialiștilor nu poți. Sau noi nu putem, de exemplu, Partidul Democrat nu poate să-și permită luxul care și l-a permis Andrei Năstas. Pe scenă se iasă cu Andrei Năstas și cu Renato Usatăi, se declară că pune Batista Pițambal, că ulterior spune că noi, de fapt, am vrut să unificăm societatea, dar în continuare suntem pro-europeni și așa mai departe. Poate asta și motivul pentru care Maia Sandu nu organizează sau nu pune punct acestei alianțe. Poate nu are încredere în viziunile geopolitice ale domnului Năstase. Nu știu. Domnule Gurău, impasul ăsta de unde se naște? Era un impas din start, adică acesta, cum să spun, copilul ăsta a fost un fetus mort născut așa, pur și simplu, sau a murit între timp, ceea ce se născuse frumos? Pentru că domnul Hărghel are dreptate și mi-amintesc de niște imagini în care apăreau patru personaje la proteste în comun, doamna Sandu, domnul Năstase, domnul Usatăi și domnul Dodon, împreună s-au dus la vremea aceea și la Pirca Tapiola, sunt imagini pe care domnul Usatăi însuși le posta pe Facebook despre această glorioasă vizită făcută în numele unificării societății împotriva dușmanului comun reprezentat de PDM, respectiv de Vlad Plahotniuc. Iar acum constatăm că foștii aliați nu reușesc să se mai adune, poate cei de pe stânga, cum spune domnul Hargreaves, stau relativ bine acolo în ale lor, deși nici între Dodon și Usatăi nu-i mare iubire, dar parcă e și mai mare divorțul dintre Maia Sandu și Andrei Năstase. Ce se întâmplă între ei? Domnia voastră l-ați cunoscut pe Octavian Paler. Da, așa este. Și domnia sa a spus cândva că în politică nu există nimic în afară de interese. Din start, interesele strategice care au stat la baza formării platformei civice, da. Și mai apoi partidului, ori proiectului, să-l numim așa, pentru că am o simplă remarcă, pentru a deveni partid, trebuie să treci un ciclu electoral, unii participă partidul și mai apoi se va vedea care este acel nou născut, să vorbim sincer, pentru că noi am avut în Republica Moldova partide și partiduțe care mureau de la ciclu electoral la ciclu electoral. Uh-huh. Începând cu anul 1994, când Partidul Democrat Agrar a câștigat majoritatea în Parlament și în 98 n-a luat niciun mandat. Adică n-a trecut
bariera. Din start, formarea alianței civice, da, demnitate și adevăr, a avut scopuri strategice ascunse pe care noi le-am developat și le-am expus opiniei publice. Că acest proiect este un proiect de luptă revanșardă, cu un mesaj revanșard și cu scopuri revanșarde. Adică nu are nimic comun cu politica matură care trebuie să aibă, să întruchipeze în sine un concept, o viziune, un mesaj, o echipă. Maia Sandu, fiind tânără lider al partidului nou format, ori să spunem așa, mai bine zis, al grupului politic nou format, ducea lipsă de aceleași lucruri. Concept, viziune, mesaj, echipă. Pentru că, într-o campanie electorală, trebuie să vii în fața cetățenilor cu ceva viabil. Pentru ei, nu pentru sine. Formarea partidului, da, a fost format pentru cineva. Adică lupta revanșardă dintre gruparea Țopa împotriva lui Plahotniuc. Toată politica platformei. Mai mult nimic. Maia Sandu, fiind tânără pe arena politică, a îmbrățișat acest mesaj. Și a mers în tandem cu Andrei Năstase până la alegerile prezidențiale. Pentru că era clar că există interesul personal, individual. Interesele strategice de grup ale platformei, da, sunt mult mai apropiate decât interesele strategice ale grupării lui Usatu. Și ei nu ascund acest lucru. Ba din potrivă, îl promovează și îl accentuează. Pentru că a menționat colegul de platou în ultimul timp răzlețiți în acțiunile de proteste. Eu socot că Maia Sandu este în căutarea unui mesaj viabil. Unui mesaj cu care să vină în fața alegătorului. Ea are necesitate pentru că va trebui să fie acea locomotivă care ar duce după sine un posibil contingent de posibil deputați în viitorul parlament, pe când Andrei Năstase are necesitate de această locomotivă. Vedeți, aici problema e că garnitura de tren, ca să preiau mai departe metafora cu locomotiva, garnitura asta de tren pare să se îndrepte cu două locomotive în două direcții diferite în același timp. Eu cred că nu. Pentru că căile ferate au intersecții. Bun, e o problemă. Când ajungi la o intersecție, dar până la intersecție... Da. Și știți că uneori vagoanele deraiază. E adevărat, dar vreau să văd dacă această garnitură va deraia sau nu în condițiile în care constatăm că una dintre locomotive se duce de una singură către vest, locomotiva PAS, ca să spunem așa, doamna Sandu se duce singură la reuniune pe PM, se duce singură în vizite în vest, în general, în diverse țări, diverse state, nu-l ia pe Andrei Năstase, acesta se supără, el la rândul său accept ce spuneți, face parte, practic, dintr-un război revanșar, nu dintr-o platformă politică, și atunci se unește sau lasă impresia că se unește cu cei care au același scop, să luptă împotriva lui Plahotniuc. Pentru că interesele îi unește. Bun. Da, de acord. Dar ce se întâmplă atunci cu garnitura asta, PAS cu DA, care are două locomotive cu două direcții diferite? Până la prima intersecție, unde va deraia. Care va fi intersecție? Bun, las pe domnul Harghel să vă... Eu nu știu dacă domnul Năstase mai poate fi numit locomotivă electorală după... Dar dânsu așa credă că este. Mă rog, fiecare avem păreri pozitive despre noi. Eu am menționat, el caută o locomotivă. Da, mai degrabă așa. Dar asta nu înseamnă să se supună Maia Sandu. Nu lasă impresia că face asta, lasă impresia din potrivă. Pentru că orgoliu e mare. Dumnealui, de exemplu, nu poate trece de faza că s-a retras pe ultima sută de metri cu două săptămâni înainte de data alegerilor prezidențiale în favoarea Maia Sandu și dumnealui în emisiune la TV8
a răzbufnit tocmai în adevăr și a spus că dacă, pentru că așa îi spun ca și cum oamenii și de stânga și de dreapta, că dacă el nu se retrăgea în favoarea Maiei Sandu, azi dânsul era președinte și de acolo de sus el avea posibilități să lupte cu regimul, pentru că el crede în continuare și, de exemplu, dacă să ne amintim discuția dintre domnul Năstas și vicepreședintele platformei de Alexandru Slusari, acea convorbire telefonică dintre dumnealor din campanie prezidențială, când domnul Năstas avea dubii că doamna Maia Sandu face de fapt jocul lui Plahotniuc. Și dânsul spunea atunci că eu se spun într-o zi public Maia Sandu, dar Maia, nu se pare ție că faci jocul lui Plahotniuc. Dar a tăcut pentru că, cum spune domnul Gureu, sunt interesele țopilor care nu poate streacă, nu poți fi mai presus decât chiar și orgoliul lui Năstas personal și dânsul a cedat cu două săptămâni înainte. Dar n-a cedat el. El a recunoscut în aceeași discuție telefonică că bandiții s-au înțeles. Este da, dar clar. Totuși imaginea lui. Nu, de asta și nu merge vorba despre imagine. Atunci, dacă haideți fim, să fim corecți în analize, pentru că niciodată, absolut niciodată, electoratul PD n-ar fi votat pentru Andrei Năstase. Asta da, dar electoratul PLDM atunci, în perioada protestelor... Nici electoratul PLDM în dimensiunea, în volumul total. Nu în volumul total, dar... Da, dar fără electoratul PDM și fără parțial alte părți ale electoratului, șansele lui Năstase erau zero. Șansele Maiei Sandu erau mai mari. Trebuia să fie mai matură din punct de vedere a abordării realpolitics. Pentru că noi suntem, cum a menționat și fostul președinte Traian Băsescu, noi ne aflăm, activăm, trăim într-un moment real. Și trebuie să iei în calcul absolut toate elementele. Bun, dar atunci introduc o variabilă suplimentară. Deocamdată în analiza pe care ați făcut-o ați mers pe ideea că Maia Sandu are orientarea ei provestică, este cineva care o locomotivă care își caută și o viziune și un program și un mesaj de ca și cum ar fi strict activitate politică, în timp ce domnul Năstase are strict o activitate revanșardă, un război personal de dus în numele țopilor împotriva lui Plahotniuc. Dar mai e o variabilă care... Nu știu dacă nu explică lipsa de logică Maiei Sandu atunci când a refuzat voturile PD-ului și a și pierdut președinția. Și anume, nu cumva și doamna Sandu duce un război personal în numele fostului lider PLDM, care la rândul său se tot victimizează. El este victima regimului, el n-a furat miliardul, el nu a făcut, el nu a adres, el este pe nedrept închis și așa mai departe. Ori știm bine că Maia este creația lui Vlad Filat, știm bine că a apărut în politică fără a-i se cunoaște, practic, nu știu care mari merite de dinainte. Există o legendă foarte mare despre activitatea dânsei pe la Banca Mondială și prin alte părți, dar mai mult de atât nu se știe. În schimb, lasă impresia că, într-un fel sau altul, ceva nu e regulat. Adică lipsește veriga logică ce se explice absența acestui simț de real politic. N-ar fi trebuit. Problema este în elementul de percepție individuală al momentului și percepție colectivă. În momentul când domnia sa râvnea la funcția de președinte, avea nevoie de resursele care erau mai mari. Resursele umane, resursele financiare și resursele media pe care le deținea, adică le avea la dispoziție Andrei Năstase. Acum, când avem o campanie electorală pentru Parlamentul Republicii Moldova, percepția este colectivă deja. Nu este o percepție individuală. Da, ea a gafat. A gafat că dacă nu gafa, era astăzi președintele Republicii Moldova. Da, ea a gafat când s-a lăsat atrasă în jocurile mizerabile ale acestei grupări țofane. Dar asta e întrebarea, s-a lăsat atrasă sau a avut și ea o componentă de război revanșard primită de la șeful ei? A avut, evident. Dacă domnul Greu nu supre, eu am un pic altă părere despre, revenind la acea locomotivă. În 2015, Andrei Năstase era o locomotivă politică, avea un rating mult mai mare ca Maia Sandu. Atunci Maia Sandu, dacă ne amintim bine, cu ceva, nu mai țin minte exact, dar cu vreo două săptămâni înainte de a-și lansa propriul partid, Natalie Morar, dacă nu greșesc în emisiune, spunea că ea nu-și poate face partid, deoarece partidul trebuie pentru fiecare filială teritorială câte 10.000 de lei lunar, trebuie echipă care să ai încredere, să nu te trădezi la un moment dat și așa mai departe.
Plus trebuie alte mult cheltuieli pentru materiale, pentru sediu, pentru care el nu le are, spunea că nu are. Și tot domnie spunea că este ireal ca în Moldova să ai un partid care să trăiască pe bază de donații. Uh-huh. Pentru că una când îți donează anumiți oameni bani pentru o campanie electorală și alta e când se te întreține, de fapt, lunar trebuie. Da, după un timp a spus exact pe dos, că partidul trăiește numai din donații. Da, da, mă rog, asta e o modă la politicienii moldoveni să se contrazică. Azi spune una și mâine alta. De asta și oamenii taxează, de asta și ele, politicienii de stânga stau mult mai bine în fața electoratului, deoarece iau un singur mesaj, că Putin e bun și mergem doar spre Federația Rusă, aici n-ai și te contrazește. Dar doamna Sandu în 2015, chiar și la cele proteste care erau organizate de Andrei Năstase cu Usate și Dodon, dânsa participa la proteste, dar venea aproape mascată la ele, cu ochelari pe ochi, Igor Grosu, secretarul general al PAS-ului, cu căciulă pe cap, ei veneau doar ca să nu spună că n-au fost, că n-au pus umărul, pentru că ei credeau atunci că o să facă o lovitură de stat, o să preia puterea și așa mai departe. Dar atunci Andrei Năstase era locomotivă și el, de fapt, când s-a retras, nu știu dacă greșeala a fost al Maiei Sandu, dar a fost greșeala politică fatală a lui Andrei Năstase, probabil asta fiind un motiv pentru care el, și acum dacă urmărim toate declarațiile, insistă pe paritate. Adică să facă o listă comună, unul membru de la platforma, da, unul de la partidul Maiei Sandu. Pe când Maiei Sandu nu acceptă paritatea 1-1, dânsa, de exemplu, poate să impună 1-3, 3 de la PAS și unul de la platforma, da. Poate asta să fie, și eu cred că este unul din motivele în care ei, după jumătate de an, încă n-au ieșit să spună în public că, da, noi suntem un bloc comun, concret, cu cine este primul pe lista, doilea pe lista, asta e echipa noastră parlamentară. Când au spus, când n-au spus. La un moment dat n-au spus, după aia au spus, după aia au infirmat, după care faptele arată cu totul altceva. Nu există niciun soi de înțelegere, nici vizibilă pentru oameni, nici palpabilă pentru electorat. Dacă îmi permiteți, trebuie să fac o remarcă la cele spuse de Ion. În primul rând, trebuie să vorbim foarte clar că în 2015 Andrei Năstase nu era o locomotivă politică, că nu exista nici partidul. Era o locomotivă civică socială. Asta e primul argument. Pentru că a deveni o locomotivă politică, repet, trebuie să treci pentru o campanie electorală și atunci votul cetățeanului îți acordă acel statut. Al doilea element foarte important. Repet, percepția individuală și percepția colectivă. Ele sunt total diferite, chiar și la cetățenii noștri. Într-o campanie electorală pentru alegeri generale locale și într-o campanie electorală pentru mandatul de președinte și mandatul parlament. Sunt total diferite. În condițiile create, însuși, orice explozie produsă în societate, iar în 2015 am avut o explozie protestatară, trebuie să recunoaștem, și se formează un vid. În urma formării acestui vid, societatea are posibilitatea ca acest vid să fie umplut cu conținut calitativ, cu personalități, cu individualități, cu noi lideri politici care ar avea performanță pe viitor, ori cu gunoi. Ei, avem nenorocul că acea explozie protestatară civică din 2015 a format un vid și acest vid s-a umplut cu gunoi. Da, domnul Gureu, dar mișcarea aceea civică, ei de fapt era din stat gândit ca să fie politică. Ei doar s-au ascuns după, de asta și oamenii se mai dezamăgesc. Nu are importanță când noi descriem mecanismul. Eu cred că are importanță când oamenii sunt mințiți. Importanță este ceea ce percepe cetățeanul, pentru că cetățeanul a înțeles corect și l-a taxat pe Andrei Năstase și platforma, da, ajungând la un rating de 2%. Uitați-vă care este rezultatul percepției colective. Bun, vă propun să luăm o scurtă pauză acum și apoi să continuăm cu discuția noastră și să mai facem, era zic, un pas mai departe, să trecem la următoarea etapă a emisiunii pentru a vedea că uneori unii rămân cu un pas în urma realității, pur și simplu. Mă întorc și la ce spunea domnul Harghel, acele acțiuni de neînțeles ale celor din PAS care protestau deja după ce anumite lucruri erau anunțate sau cereau lucruri care deja erau anunțate, pe de o parte. Și pe de altă parte, într-adevăr, uneori ai senzația că da, e nu,
Și nu e da, exact. Dar voi încerca și vom încerca să lămurim și noi după pauză ce vor ei să ne spună și ce reușim noi să înțelegem. Ne întoarcem partea a doua acestei discuții în compania domnilor Ion Harghel și Victor Gurău, încercând să înțelegem ce anume se petrece pe eșichierul pro-european, acolo unde în continuare o parte din formațiunile politice ce se declară pro-europene stârnesc confuzie în mintea electoratului, în primul rând, tocmai într-un an electoral în care toată lumea ar trebui să fie cât mai bine ancorată în realitate, să înțeleagă toți pro-europenii că șansa lor este să formeze cât de cât măcar un curent comun, în așa fel încât electoratul să nu se divizeze, altfel vor pierde cert meciul împotriva proesticilor, în principal grupați în jurul PSRM, care, e clar, cu o fotografie, două în plus, cu patriarhul Bisericii Ortodoxe Ruse sau cu președintele Federației Ruse actual, dar și viitor, fără niciun dubiu, n-au nevoie să facă mai mult de atât și eventual să mai agite puțin tema care îi sperie pe unii sau pe alții, acolo românii, dincolo unionismul, dincolo nu știu ce, și cumva și-au rezolvat problema. În schimb, pro-europenii au o mare, mare, mare problemă, mai ales din cauza acestei neînțelegeri sau înțelegeri care nu există între Maia Sandu și Andrei Năstase, respectiv nedorinței acestora de a lua măcar în calcule și măcar de dragul victoriei vectorul european, o acțiune comună, un grup comun cu toți pro-europenii. Și aici, vrei, nu vrei, constați că cineva stă cu un pas în urma realității. Fie că o privim doar pe Maia Sandu și ne jucăm cu cuvintele și partidul e cu un pas în urma realității, fie că ambii împreună, dintr-un motiv sau altul, nu doresc să țină cont de realitate. Și l-am întrebat pe domnul Harghel puțin, înainte de pauză, ar fi vrut să spună ceva, dar a venit pauza. Domnule Harghel, ce se întâmplă? De ce putem spune că rămân cu un pas în urma realității? Rămân un pas pentru că nu au echipă care să fie vizionară, să vadă sau să o ajute pe doamna Maia sau pe domnul Năstase să facă, să vină cu sugestii, să ajute guvernare, de exemplu, dacă ei cred că guvernarea este incompetent sau nu duce cont de nevoile oamenilor, atunci eu cred că guvernarea cu mare drag ar accepta un plan concret de acțiuni privind, nu știu, ridicarea salariului sau, cum a spus Năstase într-o emisiune recent, că într-un an de zile creează 100.000 de locuri de muncă. De ce să așteptăm un an de zile? De ce să nu venim acum cu planul ăla care face într-un 100.000 așa de locuri de muncă că te-ai pocnit din degete și să le facem dacă ai fi într-adevăr pentru cetățeni. Dar ei rămân și mai rămân în urmă din pas, mai rămân cu un pas în urma realității pentru că stau, cred că, prea mult pe Facebook. Știți, pe Facebook se creează o realitate virtuală. Oamenii scrie, nu contează, mă rog, scrie acolo în mare parte, o fotografie, un mesaj, un video, oamenii îți dau like-uri, scriu comentarii de susținere, îți dau share, te îmbărbătează, dar realitatea din țară, nevoile oamenilor sunt un pic altele. Și stând atât timp pe Facebook, luându-ți titlul de regina Facebook-ului sau de rege nu știu de care, uiți de realitate. Și de asta când te trezești la realitate sau când cineva îți spune că, măi, guvernul Filip vrea să reducă gazul cu 20%, noi ce facem? Și ei iau o decizie. Hai să protestăm împotrivă. Nu contează. Să ne vadă lumea că noi suntem împotriva actualei guvernări. Când asta e o tragedie, eu cu mesajul care am început, e o tragedie pentru că electoratul de dreapta e dispersat și tot mai electoratul de dreapta sau să spunem electoratul pro-european. Sunt și oameni cu viziuni probabil de stânga pro-europeni, nu neg. Dar electoratul pro-european e divizat. E divizat și e divizat din cauza partidelor, politicienilor. Chiar și această alianță nefăcută încă dintre PAS și DA, vedem că ei nu s-au înțeles între ei ce fel de bloc electoral vor forma sau nu, dar din start spun că nu acceptă alte partide, tot de dreapta pro-europene. Uh-huh. Și evident că asta e o problemă. O problemă mare pentru alegerile care vin, pentru noi toți. Bun. Și la fel de bine par să rămână cu un pas în urma realității și atunci când încearcă să facă înțelegerile dintre ei. Deja cunoscută problema parității pentru care Andrei Năstase insistă, în timp ce Maia Sandu spune din start, nu putem vorbi despre paritate, hai să ne uităm puțin la cote.
cei care susțin paritatea vin și spun cotele ca și cotele, dar resursele. Și atunci Andrei Năstase invocă resursele de care el susține că mai dispune, deși ratingul său electoral arată că nu mai are aceeași priză la public, în timp ce, pe de altă parte, nu poți să spui că, într-adevăr, PAS nu prea are resurse în teritoriu. Rămâne în continuare, cum spune domnul Harghel, o formațiune care luptă pe Facebook, care din când în când mai este în realitate, doar pic așa cu un pas în urma inițiativelor guvernamentale. Revin la ideea vidului împlut cu gunoi. Pentru că în urma exploziei protestatare, lumea a devenit activă, dar lumea a devenit activă după eșecul acestui, să spunem, acestei perioade de proteste, pentru a gândi pragmatic deja. De aici și în sondajele de opinie, dacă observați, o credibilitate foarte joasă față de partidele politice. Pentru că acel vid n-a generat lideri. Iar ratingul Maiei Sandu este mai mult un rating de bravadă. Pentru că cei care cred cu adevărat nu au alternativă. Nu au altceva. Nu au pe altcineva. A existat Partidul Liberal. Vedem ce se petrece în interiorul acestui partid. Unii, un segment oarecare de dreapta, pro-european, unioniști, își mai pun speranța în Partidul Unității Naționale. Și vedem că încetişor, încetişor, acest partid dă roade. Dar să ne amintim cu dumneavoastră, în perioada când opoziția, să o numim așa, de dreapta, mă mai numesc ei autentică, cerșea pe la Bruxelles ca Republicii Moldova să fie sistată finanțarea, ca Republica Moldova să fie taxată și monitorizată, ce s-a întâmplat de fapt? Susținerea masivă care era vociferată vine din partea cui? Din partea reprezentanților partidului domnului Băsescu în Partidul Popular European. Acum, domnul Băsescu cu Partidul Unității Naționale este pe scena politică a Republicii Moldova. Iar interesul bate fesul, fraților. Ei fac parte dintr-o familie. Asta unul la mână, doi la mână. Și oponenții geopolitici n-au stat cu mâna în sân și au declanșat încă un război revanșar. Războiul grupării usate împotriva lui Plahotniuc. De ce? Ca să mențină flacăra aprinsă al celuilalt război. Cu cât mai mult sunt răzlățiți pro-europenii, cu atât mai mult câștigă proiesticii. Ei, de fapt, joacă rolul unui fitil, unui detonator. Al treilea element important, implicarea acelor fonduri cu nume nu prea curat, Open Dialogue, a unor foști politicieni frustrați, a unor grupări criminale, tot pentru a menține această luptă revanșardă. În momentul când noi avem mai puțin de 10 luni până la alegerile parlamentare, eu totuși cred că vor avea de ascultat și părerea acelor reprezentanți ai societății civile pe care i-au susținut în toată această perioadă, care le spun deschis acum în ediții de analiză. Nu aveți nici echipă, nu aveți nici concept, nu aveți nici viziune, nu aveți nici mesaj și nu aveți nimic cu ce veni în fața cetățenilor. În afară de ce? În afară de făclia prinsă a războiului revanșar. Un dușman, dacă vrea să te biruie și nu poate în lupta deschisă, face jocurile de după culise. Și noi când vorbim despre acel război hibrid dus împotriva Republicii Moldova, noi doar am menționat în acest studio cu domnia voastră
acea grupare criminală care este întrebuințată, cum este întrebuințată biserica ca instrument de influență, cum sunt întrebuințate alte instrumente pentru a ne ține răzlățiți, adică dispersați, adică în permanent război între cei care își doresc vectorul european. Bun, dar în aceste condiții, de ce, de exemplu, și iarăși mă întreb, de ce dorește să rămână doamna Sandu cu un pas în urma realității, o realitate care, iată, deschisă în felul acesta, ar trebui să-i deschidă ochii, la care mai putem adăuga și faptul că neclaritățile din jurul domnului Andrei Năstase, care spune da, dar deseori arată ca un nu, care vorbește despre vest, dar se aliază cu estici doar pentru că aceștia cu toții sunt dușmanii lui Plahotniuc și atunci scopul scuză mijloacele, doamna Sandu ar trebui să înțeleagă că această încă neclară alianță, acest încă neclar bloc electoral, o trage în jos. Nu renunță totuși la colaborarea cu Andrei Năstase, deși e clar că primește semnale și pe filiera vestică deja, a celor care o susțin din vest. Hai, rămâi tu și du-ți tu lupta mai departe dacă vrei. De ce nu faci asta? Îmi cer iertare. A scăpat trenul. Bancu Ardelean. A scăpat trenul. Domnia sa nu mai este o locomotivă. Pentru unii continuă să fie. Unii mai cred în ea. Dar este un segment foarte îngust care se va îngusta odată cu îngustarea câmpului de manevră politic pe care domnia sa intenționat și îl îngustează. Considerați că e așa? E o parte în explicație ce spune domnul Gurău? Posibil să fie, dar de ce Maia Sandu rămâne în urmă? Pentru că stă pe Facebook, dar de ce nu se înțeleg ei între ei și nu consolidează cu adevărat, mă rog, partea de dreapta pro-europeană a electoratului? Pentru că ei nu sunt sinceri, nu își spun unul altuia sincer ceea ce cred despre dânșii. De aici primul pas spre consolidarea unei coaliții este să spună sincer ce crede unul despre celălalt. Mie de multe ori îmi amintește această alianță lor despre prima E1, Alianța pentru Integrare Europeană, când, dacă să ne amintim, războaiele dintre Mihai Ghimpul, Serafim Urecheanu și Vlad Filat. La televizor spuneau că alianța e beton, în presă Mihai Ghimpul, celebrului declarații că alianța e beton, pe când alianța nu era nici pe departe beton. Odată la un post de televiziune Mihai Ghimpul a răbufnit și a spus că pentru el Vlad Filat de fapt e un morcov. Eu nu știu ce crede, de exemplu, doamna Sandu, când a s-o pălească într-o zi adevărul, poate a spune că pentru mine nu fac alianță, nu pot face alianță cu Andrei Năstase, pentru că el pentru mine reprezintă ca un talagher. Oamenii care ascult majoritatea moldovenilor cunosc ce este talagher. Cam asta e blocul lor politic. Maia Sandu e căruța, calul cu roțele, și Andrei Năstase, din cauza că s-a retras în favoarea Maia Sandu atunci, din cauza neclarității lui că e cu pro-est sau cu pro-vest, că e cu Usati, cu Dodon sau e cu doamna Sandu, a rămas cam talagherul ăsta și e greu să, totodată e greu să se renunți la el, pentru că uneori îți mai prinde bine, că trebuie să te mai frâneze și poate de asta nu poate renunța la el. Dar mai este și resursele, că vorbeați despre resurse, mai sunt resursele mediatice. Există Jurnal TV și mult altă presă controlată, finanțată de țopi, care acum, dacă să facem o analiză obiectivă și cei care mă privesc și nu mă cred singur pot să deschidă site-ul jurnalului, să vad cum mediatizează Jurnal TV acțiunile doamnei Maia Sandu. De fapt, ea nu este prezentă. O știre undeva acolo, aia pe departe, și gata, în rest e Andrei Năstase, platforma DAC. Chiar și Andrei Năstase la televiziune unde se duce și spune că nu, coaliția lor nu are un nume, nu are pas cu DA sau DA cu pas. Dar spune că platforma DA și prietenii săi. Cam asta e. Pe de altă parte, completez ce spuneți, Maia Sandu nu se vede la Jurnal TV, în schimb se vede Renato Usati ori de câte ori dorește, poftește, da, la paritate cu Andrei Năstase. Acolo există paritatea pe care domnul Năstase și-o dorește. Acolo există, mă rog, Renato Usati a recunoscut de cei la Jurnal TV, pentru că plătește un abonament lunar, 40.000 de euro, ca să fie live de câte ori domnia sa are vrea să fie live. Eu nu cred că numai banii sunt la mijloc. În politică mai există și elementele ori niște dedesubturi care noi trebuie să le citim printre rânduri. Întotdeauna interesele grupării lui Țopa au fost complementare cu gruparea Usatei Caramalac, cu gruparea Platon. Aceste interese au fost complementare. Haideți să ne amintim despre vizitele comune
făcute la Bruxelles, unde alături Maia Sandu, Andrei Năstase, Natalia Morari, Alexandru Petkov, Ana Ursache, o mixtură foarte periculoasă. Adică reprezentanții ai vectorului european alături de foștii talibani comuniști și foști, să spunem așa, unici avocați ai grupărilor criminale. Pentru că asta a declarat-o însuși Ana Ursache. Voi aveți mulți prieteni avocați, aveți unul. Așadar, asta este sensul, interesele lor sunt complementare. Iertați-mă să rămânem la această observație, să o dezvoltăm după o scurtă pauză, pentru că trebuie să luăm această pauză. Interesele sunt complementare, corect, dar atunci trebuie să mai răspundem la două cel puțin întrebări. Până la urmă, cine pe cine controlează atât în relația Maia Sandu, Andrei Năstase, cât și deasupra lor, pe ei, la rândul lor, cine și cum îi controlează, și până la urmă să ne întrebăm dacă care va fi următorul pas. Dar după pauză. Să revenim ultima parte a acestei emisiuni, în care poate aveți impresia că purtăm noi vreun război revanșar. Nu, de fapt, în ce mă privește cel puțin, eu vă pot asigura de un singur lucru. Ce mă interesează pe mine în acest moment, ca un om cu viziuni pro-europene, într-un post de televiziune cu viziuni pro-europene, este ce se întâmplă cu electoratul pro-european și cum anume reușește el să mai înțeleagă ceva, dacă într-adevăr își dorește o victorie a pro-europenilor la alegerile de la finele acestui an. Și o victorie nu poate fi asigurată decât printr-un efort comun, nu prin divizarea electoratului respectiv a formațiunilor care se pretind pro-europene. Ori noi avem acum o problemă cu un mai mult sau mai puțin real bloc electoral format din PAS și DA pe de altă parte, care ar putea avea împreună cu ceilalți pro-europeni un câștig de cauză major la alegerile parlamentare dacă nu ar exista câteva semne mari de întrebare. Și un semn mare de întrebare este, de exemplu, în binomul acesta format de Andrei Năstase și Maia Sandu, care se manifestă separat, de fapt, și între care membrii binomului există o permanentă râcă, o primă mare întrebare adresată fiecare dintre cei doi invitați, adică domnii Victor Gureu și Ion Harghel, cine pe cine controlează între cei doi? Pentru că nu mai înțelege exact unde unul vine și cere paritate și invocă resursele pe care le are, celălalt vine și spune nu paritate și invocă o cotă electorală pe care nu se știe cât o mai are, de fapt, din ce a avut la scrutinul prezidențial. Domnule Harghel, între ei doi, cine pe cine controlează sau încearcă să controleze? Eu, analizând prestația lui Andrei Năstase, a fost la două televiziuni consecutiv. Dacă la una, la prima, când în prima lui participare, el era foarte îndrăzneț, spunea că el va pune piciorul în prag de data aceasta, nu va ceda, va merge doar pe paritate, spunea că el avea să fie președinte, atunci a doua zi, eu am observat că, de fapt, domnul ăsta, schimbându-și opiniile radicale despre ceea ce declara, mai nu nega ceea ce declara cu 24 de ore în urmă, eu mi-am dat seama și părerea mea că domnul ăsta este controlat, nu știu dacă e cuvântul potrivit, dar ține cont acum mai mult decât în alegerile din 2015 de ceea ce spune Maia Sandu sau altcineva care are, mă rog, din partea doamnei Maia Sandu, cineva din spatele ei, care are influența asupra platformei, da. Pentru că nu poți să... Domnul Năstase e conștient de scorul lui electoral. El de asta și neagă și sondajele, spunând că nu mai crede niciun sondaj, dar Maia Sandu, pe de cealaltă parte, sondajele a fost principalul factor care a ales candidatul opoziției la alegerile prezidențiale. Și eu cred că domnul Năstase este constrâns de situație să fie în continuare sub fusta Maia Sandu, dacă pot să mă exprim așa. Pentru că singur, Andrei Năstase nu are nicio șansă să treacă în viitorul Parlament. Pe lângă sondaj, cifrele reale din sondaj, după cum spunea, de exemplu, și ca să Barbaroș, în care ambii, și Maia Sandu și Andrei Năstase, au încredere în sondajele dumnealui, Barbaroș spunea că în sondaj contează mai mult tendința decât cifra propriu-zisă. Iar tendințele la platforma DA sunt mai accentuate
ca la Maia Sandu spre scădere. Ele sunt sub 5% și în continuare scădere. Cu așa timpul în 10 luni ajungi la 1% și ești de partea altor lideri consacrați, așa numiți pro-europeni. Dar Maia Sandu, eu cred că fără antrenor Stase are mai multe șanse, dar are mai multe șanse dacă în jurul ei sau reușește să facă o coaliție, totuși un bloc comun cu celelalte partide de dreapta. De exemplu, cu același partid al Unității Naționale condus de Traian Băsescu, cu alte partide, cu același PLD al lui Mihai Ghimpu, ce a mai rămas din PLD, pentru că PLD oricum mai are structuri teritoriale, ceea ce trebuie mai Sandu, trebuie oameni în teritoriu care să lucrează pentru ea, are șanse mai multe. Oricum, electoratul de dreapta trebuie consolidat. De exemplu, Maia Sandu și tot flancul pro-european ar mai mult șansă dacă ar forma un front comun, de exemplu, chiar și cu Partidul Democrat, pentru că Partidul Democrat a spus permanent și el și eu împart și această viziune că noi ne dorim, de fapt, ca flancul drept pro-european să fie consolidat. Pentru că în următorul Parlament, indiferent ce spune acum doamna Sandu, că categoric nu va face alianță cu Partidul Democrat, astea sunt doar niște declarații care ulterior le vor schimba. Dar nici nu mai știu, aparținea declarația sau amândurora doamnei Sandu și domnului Năstase că nu vor face alianță cu PD-ul nici măcar dacă Plahotniuc părăsește formațiunea. Adică o declarație care deja sfidează orice logică. Nu mai înțeleg exact până la urmă cu cine se războiesc, care e problema lor? Pentru că în condițiile de, spre spunem, în viitorul Parlament sunt 50 de socialiști proruși și 51 de pro-europeni răzlețiți, eu nu știu în condițiile astea socialiștilor, mă rog, indiferent socialiști, tot flancul ăsta proiestic, le va fi ușor să corupă un deputat ca să formeze guvernul. În condițiile în care spun de astea ultimatumuri, că nu facem alianță cu ei, chiar dacă ei sunt singura alternativă pro-europeană. Vrea să accepte acest lucru doamna Sandu sau domnul Stase, nu vor să accepte, dar Partidul Democrat va accede în viitorul Parlament cu cel puțin 20-25 deputați, ei cu, iarăși, în jur la 20 deputați, vor ei sau nu, dar mai sunt și partenerii europeni care vă spune, așezați-vă la o masă, pentru că țara trebuie să urmeze parcursul european. Și atunci ar putea să nască o surpriză, să constați că se vor așeza la o masă, dar nu chiar toți. Poate domnul Năstase îi se va părea mai interesant să facă vreo alianță cu ceilalți, cu care oricum dă impresia că se mai înțelege așa prin filiera usatei. Și te-ai putea trezi la un moment dat că, de ce nu, da, va face o alianță cu PSRM-ul, să spunem. De ce credeți că Andrei Năstase va fi la masă? Dacă rămâne în tandem cu doamna Sandu, va trage cu un oarecare număr de deputați. Nu sunt tentat faptului să fac analiză politică pe emisiuni televizate, pe emoții. Privesc puțin mai adânc la factorii decizionali și decisivi. Nu cred că la momentul actual este cazul să vorbim cine pe cine controlează. Ei singuri sunt controlați. De către cine? Este arhicunoscut că Andrei Năstase este cu mâna la chipiu în fața grupării Țopa, pentru că cât nu s-au stăruit să vină în fața cetățenilor cu un proiect politic, până la urmă s-a developat tot. Mai apoi noi trebuie să atragem atenția și eu am făcut conferințe de presă unde am adus dovezi incontestabile cum Țopa făcea alianțe cu Platon, cu Caramalac, împotriva lui Plahotniuc, pentru că are interesul să o facă. Altceva va fi răbdat Țopa de către factorul european, acolo bine mersi în Germania, aplicând lovituri vectorului geostrategic. Este o întrebare foarte interesantă pentru mine în acest an, pentru că te bucuri de toate libertățile și bunăstarea germană, europeană, și totodată complot faci cu dușmanii acestui vector. Este un element important. 2. Interesele grupării lui Andrei Năstase, ori Victor Țopa, sunt complementare, cum am spus, cu interesele grupării Renato Usatăi. Toate partidele politice mature trebuie să înțeleagă că aceste extreme, aceste extremități, trebuie scoase din circuit, din circuitul politic. Ori
ele sunt imprevizibile pentru un atașament geopolitic, ori un atașament de reformă, de conducere politică a unui stat. Uh-huh. Ei au interese înguste, foarte înguste, meschine. Victor Țopa cu dosarul, Caramalac dosarul, Adrian, Renato Usatăi dosar, Ana Ursache dosar, adică este aspectul penal. Uh-huh. Și noi trebuie să ne dăm seama că odată și pentru totdeauna trebuie să tragem linii la acest, la implicarea factorului infracțional ori factorului penal în politica mare, națională. Alt element important, factorul extern. Pentru că la momentul actual, repet încă o dată, susținerea majoră pe care au avut-o aceste două grupări politice a fost din partea unor deputați europarlamentari care fac parte din familia popularilor europeni, dar sunt parte componentă al partidului condus de către Traian Băsescu în România. Acum, când există un interes comun, general, geopolitic, dacă vreți, eu mai repede aș vedea o construcție politică PAS-PUN și PNL. Deci așa vedeți dumneavoastră următorul pas, ca să spunem da, asta. Da, pentru că în tandemul PUN-PAS ar putea să aibă loc și a treia componentă, PPM-ul, care este tot o formațiune de dreapta și care poate aduce valoare adăugată în această perioadă de 10 luni de zile, mult mai mare decât de exemplu, alți bine, asta, politicieni. Asta ar însemna, pe de altă parte, ca doamna Sandu să facă un pas înapoi în fața lui Traian Băsescu. Traian Băsescu nu știu dacă ar accepta, sau omului lui Traian Băsescu. Stați, vă rog, cu Traian Băsescu încă nu este clar. Avem încă dosarul cu cetățenia. Iar această construcție ar fi mult mai bine cristalizată dacă ar fi o locomotivă, să spunem așa, onorifică și una executivă, care ar putea să nu dea voie la intersecție să deraieze eșaloanele. Asta presupunând că doamna Sandu ar putea să-l ascultă pe președintele onorific Traian Băsescu, dar doamna Sandu lasă impresia că nu ascultă decât ce vrea dânsa, să ascultă vocile interioare, nu știu. Este problema asta, dacă PAS și PUN. Maia Sandu și aici s-a contrazis, pentru că, de exemplu, la congresul întâi al formațiunii, dumneavoastră spunea că referitor la întrebarea despre unirea Republicii Moldova cu România, că o atare mișcare ar însemna de fapt înghiterea acestui teritoriu de către țara vecină. Uh-huh. La alte misiuni, chiar dacă doamna Sandu are cetățenie română, adică ar trebui să aibă, cel puțin dacă ai cetățenie, ai respect față de statul respectiv și juri până la urmă pe Constituție, care, mă rog, promovează un stat, un ideal și așa mai departe. La alte misiuni, doamna Sandu spunea că ar vota în cazul unui referendum pro-unire, ar vota cum votează majoritatea moldovenilor, dar până ce toate sondajele de opinie arată că unioniștii în Moldova sunt doar 30%, respectiv. Dar tot doamna Sandu a lăudat inițiativa statelor care au semnat declarații simbolice da, de unire. Aici vreau să ajung. Ca ulterior să contrazică și dumneavoastră deja laudă aceste inițiative. Adică ar putea exista, asta și mă duc și la gândul că ar putea exista o înțelegere între PUN sau au început negocierile în crearea unui front comun PUN și PAS. Și eu aș fi bucuros dacă acest front s-ar crea, deoarece revin la ideea că electoratul pro-european trebuie să fie unit. Nu contează de cine. Domnul Grău are dreptate când spune că sunt anumiți oameni în spatele doamnei Sandu, Ableazov și restul fundațiilor finanțate de oligarhi, de fapt. Dar până la alegeri, oamenii oricum o să voteze cam cu acești pro-europeni, cu acești politicieni care sunt activi acum pe scena politică. Va trebui să o opresc din păcate, dar avem tot timpul să continuăm această analiză, pentru că, într-adevăr, periodic va trebui să ne intereseze ce se întâmplă pe eșicherul declarat pro-european, de dreapta, de stânga pro-europeană, de centru stânga pro-european, în condițiile în care
unitatea și cota de piața pro-esticilor este una îngrijorătoare. Dar, în sfârșit, mulțumesc domnilor Victor Gureu și Ion Harghel pentru prezența în emisiune și pentru opiniile exprimate. De asta vă mulțumesc pentru atenție, dar vă spun că mâine îl vom avea invitat pe președintele Parlamentului Republicii Moldova, domnul Adrian Candu, dat fiind faptul că mâine are loc și prima ședință plenară din această sesiune, respectiv din acest an, și au mai avut loc și alte câteva acțiuni comune, ședința comună a Parlamentului și Guvernului, alte câteva anunțuri care au fost făcute chiar și astăzi cu privire la câteva lucruri care au motive să fie deosebit de interesante pentru dumneavoastră, așadar și mâine să fiți alături de noi. Până atunci, numai bine!